Luni dimineață, prefectul județului Buzău, Carmen Nichim, a participat la prima instruire organizată de conducerea Biroului Electoral Județean și de filiala Autorității Electorale Permanente cu președinții, locțiitorii și operatorii birourilor secțiilor de votare. Urmează alte două instruiri ce se vor desfășura la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, pe 5 respectiv 6 noiembrie de la ora 10. Pe lângă instruirea președinților, locțiitorilor și operatorilor birourilor secțiilor de votare, s-a stabilit și calendarul activităților premergătoare alegerilor. Instruirea s-a făcut de către directorul Autorității Electorale Permanente, Mihalache, împreună cu reprezentanții ai STS-ului și Institutul Național de Statistică. Eu spun că s-a înțeles foarte bine. Nu sunt niște alegeri grele din punct de vedere organizatoric și atunci sperăm să ne descurcăm în timp util și să fim foarte operativi. În județul Buzău vor fi 426 de secții de votare pe raza celor 87 de UAT-uri. Buletinele de vot și restul materialelor necesare alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019 au ajuns sâmbătă la sediul instituției prefectului sub escorta jandarmilor buzoieni. În cadrul ședinței de instruire de luni s-a stabilit și programul activităților din această săptămână și s-a pus la punct pregătirea pachetelor cu buletinele de vot, articolele de papetărie și alte materiale ce vor fi distribuite sâmbătă către secțiile de votare. Deja de sâmbătă am ridicat buletinele de vot de la monitorul oficial, cele 422.079 au fost depozitate aici la biroul alegeri din curtea instituției, sub pază. Urmează să împărțim aceste buletine de vot cât și celelalte materiale. Aici vorbim despre ștampila de control pe secțiile de votare, vorbim de ștampila votat, tetușiere, tetuș, de tot ce înseamnă reglementări tipizate în materia alegerilor. Sacii cu materialele necesare vor fi pregătiți, iar graficul de distribuire al lor va începe sâmbătă 9 noiembrie, în preziua alegerilor, începând cu ora 8:30.